Smochinele sunt fructe dulci și aromate care se consumă atât proaspete cât și uscate sau confiate. Minunatele smochine au numeroase beneficii pentru sănătate, fiind cunoscute încă din antichitate. Conform Libertatea.ro, smochinul, a cărui denumire științifică este Ficus carica, este un arbore, una din numeroasele specii ale genului Ficus. Smochinul este originar din Asia sud-occidentală și crește ca arbore sălbatic în zona Mării Mediteraneene. De asemenea, arborele produce un suc lăptos care este de fapt un latex iritant. Arborii de smochin sunt reflorescenți, produc două recolte anual, una în primăvară și alta la sfârșitul verii. Smochinele au numeroase beneficii pentru sănătate, mai ales consumate proaspete. Studiile arată faptul că aceste fructe pot regla nivelul insulinei, ajută la reglarea tensiunii arteriale, la digestie și mențin sănătatea pielii. Smochinele conțin fibre care pot contribui la promovarea sănătății digestive prin reducerea constipației și prin faptul că servesc ca sursă de hrană pentru bacteriile sănătoase care populează intestinul. Un studiu efectuat pe persoane cu sindrom de colon iritabil cu constipație a constatat că cei care au consumat aproximativ 4 smochine uscate de 2 ori pe zi au prezentat o reducere semnificativă a simptomelor, inclusiv durere, balonare și constipație, comparativ cu un grup de control, relatează Libertatea.ro.